Petru Negre are 60 de ani și este șofer de autobuz în Timișoara. Nu s-a vaccinat, iar când s-a îmbolnăvit, s-a tratat acasă. A ajuns la spital abia când nu a mai putut respira. A fost internat în preterapie pentru că la ATI nu mai erau locuri. Avea o afectare pulmonară de 65%. Deși infecția acum a trecut, este în continuare dependent de două surse de oxigen și îl așteaptă o lungă perioadă de recuperare. Regretă că nu s-a vaccinat. O dosă greu. De ce nu v-ați vaccinat? V-ați temut? N-ați avut încredere în boală? Ce lăsare asta? Ați temer mâine? Da, temer mâine. Da, nu știu dacă. La fel ca el, sunt și alți pacienți internați la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Încă țintuiți la pat, au început deja recuperarea post-COVID, care e grea și de durată. Am rămas cu deficiență de respirație, problemele cu oboseala. Deci nu puteam să fac mai mult de 4-5 pași. Am trecut 35%, dintre care am înțeles că s-a recuperat 5 pași pe perioada spitalizării, iar 20% urmează în timp. E a doua săptămână care fac recuperarea. Și cum vă simțiți? Mai bine. Deci pot să respir mai bine și datorită exercițiilor și medicamentației. Credeți-mă, sunt bătrână, nu vă mint. Cu colegii de spital erau vaccinați și era mult mai ușor pentru ei. Vedeam că nu de vreo mine. Vaccinați-vă, oameni buni! Procesul de recuperare după COVID poate dura luni de zile, iar în cazul variantei actuale a virusului este și mai complicat. Varianta Delta din nefericire afectează mai agresiv plămânul, la persoanele mai tinere lasă sechele mult mai multe decât celelalte variante de virus. Intrăm pe terapie intensivă și din primele momente pe zona roșie pentru exerciții simple de respirație. Avem pacienți cu care lucrăm o lună de zile, avem pacienți cu care lucrăm mai mult de o lună chiar internați în spital. Peste 90% dintre pacienții care fac recuperarea pulmonară la Spitalul Victor Babeș din Timișoara sunt nevaccinați. Medicii au observat o mare diferență privind afectarea plămânilor în cazul lor. Acesta este, de exemplu, un pacient tânăr, nevaccinat. Toate aceste zone albe, aceste zone opace de la nivelul plămânului sunt zonele de infecție. Cei care rămân cu sechele la nivelul plămânului au la dispoziție o aplicație realizată la Spitalul Victor Babeș, cu ajutorul căreia pot continua exercițiile de recuperare și acasă. Potrivit medicilor timișoreni, 95% din pacienții vaccinați care s-au infectat cu SARS-CoV-2 nu dezvoltă afectare pulmonară.